Salut, prieteni! Bună ziua! Sunt în fața secției 2 poliție pentru un anumit scop. Ieri am ăsta adus aici de la prefectură, când a avut loc doamna Firea a venit să își prezinte candidații pentru Senat, pentru parlamentare și așa unii din stafful doamnei Firea a sunat la poliție că uitați, este aici Ceaușescu care începe să arunce cu pietre corpuri să înjure. Imediat au apărut cei de la secția a doua și au văzut la fața locului că eu, unul, nu aveam pietre, nu am înjurat, dar în schimb, știți, șeful de tură, un agent de la secția 2 a dat ordin, duceți-l la secție. Ok, am înțeles, am urcat în mașină, am ajuns aici. Dar în această secție, ca să știți, există o cameră pentru tortură. Așa, această secție are o cameră care ți aduce aminte de anii 1949-1989, o cameră cum o foloseau securitatea comunistă. Identică cameră de tortură. Deci, aici am ajuns în anul 2020 la, să spunem, 31 de ani la Revoluție, așa, în care noi am cerut fără securiști, fără torturi, această secție 2 poliție are în interior, la parterul ei, o cameră de tortură, pentru că chiar este cameră de vreo 2 metri lățime, înălțime, fără geam, închisă, ușa opacă, o ușă care dacă o închide, nu mai intră nici aerul, nici lumina. Eu în acea cameră am stat 50 de minute, după care mi s-a făcut rău. Ca să știți, în această cameră, fără aer, nu are nicio ventilație. Este un colț închisă și pusă ușă prin care nu trece nici lumina, nici apa, nimic. Și după 50 de minute, mi s-a făcut rău în acea cameră. Deci am început bat în ușă. În schimb, acel șef de tură m-a înjurat, mi-a zis să vă zic, dă-te-n morții mătii, stai în gâtul mătii acolo. Deci acel șef de tură de ieri. Și după ce am mai tot a doua oară mi s-a deschis ușa și când a intrat un aer altfel decât era în interior, eu am picat jos din picioare. Mi s-a făcut rău. Deci în această secție, la 31 de ani e la Revoluție, camerele fostei securități sunt readuse în funcțiune. Deci prima secție din țară poate, dar din capitală, secția a doua are în interior cameră de tortură psihică. Este o cameră închisă, fără oxigen, fără are oxigenul care, hai că îmi cer scuze, fără aerisire. Nu are aerisire acea cameră. Când închide ușa, nu mai intră nici lumină, nici de afară și dați
hama într-o cameră, aerul în interior, că eu am fost singur. Dar vă dați seama când aici în această cameră sunt băgați 2-3 iși, ce se întâmplă? Deci această secție 2 de poliție are cameră de tortură. Eu unul o spun fără să mă sperie. Eu nu, deci îmi asum ceea ce spun. Cine vrea să se convingă, să vină, să stea jumătate de oră în acea cameră cu ușa închisă, numai cu un bec aprins și cu o cameră de luat vederi în interior, dar fără să fie aerisită. Camera nu se aerisește. Are în tavan un suport de aerisire, dar nefuncționabil. Cred că este doar de formă. Deci, eu anunț în această cale, doamna avocată a partidelor politice, dracu, în loc să aperi infractorii, vino la această secție să constați camera care este de tortură. O cameră care aduce aminte de acele acțiuni ale domnului Rafila Alexandru, tata lui Rafila, despre tata lui Cioloș, tata lui Orban. Asta este, trebuie ca să recunoaștem. Deci, securitatea, foștii securiști, milițeni, știu foarte bine despre ce cameră vorbesc. La secția 2, poliție din București, există cameră de tortură. Suntem în anul 2021. Îmi aduc aminte, în această țară, secțiile de miliție, poliție, aveau aresturi identic, aceleași camere. Când am intrat în UE, noi am fost obligați de către Comunitatea Europeană, acele, ca să, instituțiile europene, ca să fie desființate aceste camere. Și uitați că la secția 2, poliție, care mi-aduc aminte, era cea mai bine văzută pe parte de cercetări penale, dar pe parte de pază și ordine, șeful de tură de ieri este un personaj sinistru, care el se comportă ca și cum ar fi milițean, securist, mai ales când intră în această secție, se comportă precum fosta securitate. Deci în anul 2020, la 31 de ani de la Revoluție, de la căderea comunismului și dictaturii comuniste, secția a doua poliție are cameră de tortură psihică. Doamna Renate Weber, tovarășa, veniți aici, cei din Comisia de Abuzuri, de la Camera Deputaților, din Parlamentul României, veniți să verificați. Ministerul de Interne, veniți să verificați. Comandantul secției, care astăzi a fost informat despre acest demers al meu, pe care vreau să îl fac în instanță, pentru că mi s-au adus prejudicii pentru acea cameră de tortură, știe și acceptă. Comandantul secției 1 poliție, pe care l-am unat astăzi, nu a răspuns nimeni la birou, la dânsul, că de ei au altă treabă cu ăștiți infractorii, prieteni, cu toate chestiile. Dar în schimb, ca să facă camere de tortură în secții de poliție, la 30 de ani de la Revoluție, nu este nicio problemă. Pentru ușa, acea ușă blindată, au existat bani,
dar pentru alte lucruri nu există bani. Domnule Vela, domnule Berbeceanu, domnule secretar de stat cel cu stele, da? Știe cine, da? Vă rog să veniți în control, să verificați că am dreptate. În această secție 2, poliție, există cameră de tortură psihică, ceea ce nu este posibil. Orice om care a încălcat legea, am înțeles, dar nu este permis să îl torturezi. Nu este permis. Tu dacă ai hainele statului, nu este permis să te comport cum ar fi moșia lui Măta sau alu Tactu. Nu! Tu reprezinți statul. Ceea ce acest șef de tură de ieri, care i-am uitat numele, ar o să aflăm imediat, trebuie demis de urgență, pentru că el, nu sunt eu primul, poate din cauza că acei oameni care au mai fost băgați acolo de către el, nefiind așa cunoscuți ca mine, nu se bagă în seamă. Din cauza asta, această cameră aici funcționează de câțiva ani. Eu aici, când am mai fost băgat acum un an, când era acea doamnă Dăncilă la guvernare, acea cameră, într-adevăr, nu avea ușă. Era o chestie liberă. Dar are ușă blindată. Deci nu intră nici aerul, nici apa, nici lumina. Dacă vrea, îți mai... Dacă vrea acel jandarm, polițist care stă lângă ușă, dacă vrea să închide lumina, este perfect camera fostei securități. Nu pot admite ca într-o țară ca România să mai existe camere cum erau pe timpul securității și a miliției. Cum mi se spunea, gambuză. Știți foarte bine, gambuza. Sunt camere de tortură, camere în care nu te poți mișca. Ești închis într-o cameră fără să ai nici aer, nici lumină, nimic. Aerisire nu există în acea cameră. Când a închis ușa blindată, pa! Dacă stai acolo, poți să-ți pierzi cunoștințele din cauza lipsei de aer, de știți cum, orice creier, cei care l-avem, ăia care nu l-au, asta este creierul, trebuie ca să fie oxigenat. Nemai având oxigenul curat, având bioxidul de carbon, în acea cameră am stat cu această mască, nu cu asta, cu alta. Deci, mă dați seama, într-o cameră de tortură, obligat de către acel șef de tură, ca să stau și cu masca pe față, ce se întâmplă într-o cameră fără aerisire naturală, fără nici măcar aerisire pe o tubulatură sau ceva, nimic. Deci, domnule ministru Vela, domnilor din Comisia de Control, doamna Renate Weber, veniți în control la această secție și trebuie și celelalte secții de poliție controlate. Nu trebuie ca să revină în gândirea unor polițiști acele camere ale fostei securități. Nu trebuie. De aici, din fața secției 2, poliție... și ieri, când mie mi s-a făcut rău, nu au vrut să cheme salvarea. Când mi s-a făcut rău,
Abia atunci agentul șef, acel șef de tură, mi-a spus așa foarte frumos, o voce: vă rog frumos, domnule Moroșanu, sunteți liber să plecați. Deci abia atunci, deci de frică, că dacă mi se întâmpla ceva, trebuia să dea cu subsemnatul. Dar eu nu mă lasam să fac plângere pentru acea cameră de tortură. Există dovada. Nu pot să intru să vă fac o poză la cameră, dar am să cer prin avocat ca să facem poză, să verificăm acea cameră de tortură. Deci, secția 2, poliție, este secția unde renaște securitatea prin cameră de tortură.